Cărți sonore. Lecturi în serial. Nicolae Dabija. Tema pentru acasă. Pagini de roman. Toată clasa era numai ochi și urechi. Poemul lui Eminescu îi ajută să creeze o ambianță de încredere și sinceritate, atât de necesară unei discuții de suflet. Poetul Eminescu crede că iubirea îl poate face pe om mai bun, mai frumos, mai puternic, că de iubire are parte doar cel care dăruiește iubire, că prin dragoste omul cunoaște nemurirea. Dar tu, Maria Răzeșu, ce crezi despre dragoste? I se adresă profesorul elevei care mai stătea în picioare. Mă gândeam că dacă ar fi să scoți din Biblie câteva întâmplări, niște psalmi, unele file și chiar pe unii profeți cu cărțile lor, ea tot Biblie rămâne. Dar dacă scoți din ea iubirea, aceasta devine o carte oarecare. Era o fată zveltă, înăltuță, cu gâțe negre lungi, ochi albăstrui verzui, frunte luminoasă și pomeți mereu înflăcărați. Să fi avut ea acel curaj nebun de a-l fi înfruntat pe mai marele lumii? O completează Liviu Dragu. Dacă într-o căsătorie numai unul e fericit, atunci ambii sunt nefericiți. Să fi descoperit chiar el acest adevăr mai înainte de a-l cunoaște? E fiu de plugar, îi place sare și să semene pământul. Are chipul ars de soare, păr ca pana corbului și un început de mustăcioară. Să fie oare el acela care a avut îndrăzneala să-și apere poetul drag? Dacă iubești sau nu, e ca și cum ți-ar fi indiferent dacă trăiești sau nu. Când iubește, omul devine ceilalți sau celălalt. Și abia atunci este puternic cu adevărat. Alături de iubire, dintre toate harurile dumnezeiești, Apostolul Pavel punea răbdarea, să avem răbdare, să ne iubim seminii, chiar pe cei care o merită mai puțin. Costin Radu, preotul clasei, visează să urmeze teologia. Are pe chipul său un calm care trezește încredere. Simțul dreptății să-l fi făcut anume pe el să se ia la piept cu nouă putere? De unde cunosc ei aceste lucruri? Se întreba Ulmu. Îi tratase mereu ca pe niște copii și iată-i cum gândesc, ca niște maturi. Ridicau mâna unul după altul. Ce spun ei printre cuvinte? Ce sugerează? Ce îndeamnă? Tristețea din dragoste e cea mai frumoasă tristețe din lume. Oana Răutu, o fată roșcată, pistruiată, cu ochi cenușii, speră să se facă profesoară. Un profesor trebuie să fie un exemplu de dreptate și pentru ceilalți. Ea să fie aceea. Ana Ionescu. Dragostea te ajută să deschizi poarta înțelegerii lucrurilor, a oamenilor, a lumii, a propriilor sentimente. Dar și în lumină poate fi întuneric, precum și în tristețe poate fi bucurie. O bucurie te poate înălța, dar te și poate înfrânge. Adevărata iubire e cea care ți dăruiește aripi.
Șerban Brad. Eu aș compara o iubire adevărată, pentru că despre ea este vorba. Hai, Șerban, zi. Lasă-mă mai să spun. Cu o furtună iscată din senin pe o mare liniștită, cu valuri uriașe care trec peste diguri, pătrund în case, se revarsă peste ziduri înalte, dărâmă maluri pripuroase, răstoarnă stânci. Alecu Stan. Cine afirmă că iubește omenirea fără a fi iubit măcar pe cineva din această omenire, minte. Dumitru Gusti. Căsătoriile fericite nu au istorie. Dacă Romeo și Julieta ar fi fost fericiți, n-ar fi știut nimeni de ei. Petru Deac, Purăclit și bufonul clasei, are totdeauna bancul potrivit la locul potrivit. Iubirea reciprocă e o raritate, e ca o floare de mac în mijlocul unui lan de grâu. Știți, câteodată noi oamenii vopsim o cioară ca să pară albă și o vopsim nu fiind că ne place culoarea ei. Un om trebuie iubit pentru ce este, nu pentru ce ne-ar plăcea să credem că este. Cam trist de asta dată. Viorica Niță. Alegem să suferim din dragoste, pentru că suferința din dragoste ne ajută să înțelegem de ce trăim, pentru ce trăim și ce preț are viața noastră. Ele vi se completează, se contrazic pe alocuri, gândesc cu voce tare. De unde ar putea ieși toate astea? I-a tratat mereu ca pe niște băiețandri și fetișcane. Sunt aceiași, cei pe care i-a cunoscut el dintotdeauna. S-a schimbat doar ceva în ei, în felul lor de a fi, de a înțelege lucrurile, medita profesorul Ulmu. Au deprins multe în anii lor de școală, dar cel mai important e faptul că au învățat să gândească, ca să poată fi ei înșiși. Se facu și mai atent la fiecare nuanță. Era tot o așteptare față de fiecare cuvânt pe care urma să-l audă. Acest nesaț era și o încununare a activității sale de pedagog în această școală. Clasa la care era și diriginte avea examene de absolvire peste câteva zile, după care urma să plece fiecare pe drumul său. Ce îi aștepta? Nu știau nici ei. Nu bănuia nici dânsul. Dar ascultându-i cum gândesc, se bucura că sunt liberi. Liberi și ar fi fost astfel chiar și cu cătușe la mâini și la picioare, pentru că învățaseră să gândească și să se comporte ca niște oameni liberi. Ei nu se vor împăca cu minciuna. Ei au făcut dreptate poetului drag. N-au permis ca acesta să fie umilit. Cel mai mult le aprecia demnitatea omenească, cea pe care reușise să o cultive în fiecare dintre ei. Da, turma nu are demnitate, chiar dacă atacă sau se apără. Omul o are și atâta timp cât nu o părăsește, el nu poate fi învins. Trecuseră câteva ore bune și ei mai aveau încă multe să-și spună. Iubirea care mișcă sori și stele. Poemul lui Dante. Elevul său Bogdan Brusture, țăranul țăranilor, citea din Cartea Cărților, dar ritmul versurilor era unul de alarmă. Alarmă citit dintr-o dată și pe fețele elevilor săi. Își arunca atunci privirile spre fereastră. Lângă primărie, devenită sovietsătesc, văzu oprindu-se un camion cu soldați.
Aceștia coborâre repede din caroserie. Erau vreo 30 de militari care înconjurară ca într-o manevră plină de risc, cu armele pregătite să tragă chiar clădirea în care se aflau ei. Câțiva soldați în frunte cu un locotenent tinerel pătrunseră în școală. Bogdan, deși privea în ochii profesorului și nu vedea ce se întâmplă în curtea școlii, începu să se bâlbâie. Da, zise el și se opri. Da, mai scurt. Mai scurt, până când rămâne din mulțimea de cuvinte, din nesfârșirea de fraze, o singură silabă care spune totul, își zise Ulmu. Da, iubirea nu poate fi decât afirmare. Soldații nu bătură la ușă. Unul dintre ei o împinse cu patul armei. 20 de copii care vorbeau despre dragoste tresăriră înspăimântați. 40 de ochi îi țintuiră și îi opriră în prag pe intruși. Ulmu părăsi catedra, îndreptându-se către străinii care se postară în ușa deschisă. Ieși în coridorul școlii și închise ușa în urma lui. Dumneata ești profesorul Mihai Ulmu. Eu sunt, ce doriți? În numele puterii sovietice și al guvernului URSS, ești arestat ca dușman al poporului. Clasele celelalte erau în vacanță. Numai elevii din cursul superior se mai aflau în școală în așteptarea examenelor. Într-o clasă de alături, mai mulți copii aveau consultații. Când aceștia ciuliră urechile la răpăitul de cizme de pe culoar, profesorul pensionar Spiridon Coce deschise ușa să vadă ce se întâmplă. Dar un soldat se apropie în viteză, îl împinse înapoi în clasă și zise în șoaptă: sunetul de recreație încă n-a fost. Stai cu minte în clasă, moșule! Acela alb ca varul încerca să protesteze cu voce slabă. Dar domnilor! Ulmu îl măsură cu privirea pe locotenent. Dumneavoastră sunteți superiorul? Exact! Văd soldați postați pe sub fiecare geam, nu am unde fugi. Rog doar să-mi permiteți să închei lecția. Le dau elevilor tema pentru acasă și merg cu domniile voastre unde doriți. Un soldat încercă să-l lovească, dar locotenentul, un tânăr cu mustață albă, mijită, cu ochii înguști, mongoloizi, îi făcu semn să se oprească. Bine, te așteptăm. 5 minute. Ulm intră în clasă și trase ușa după el. Ce le putea spune din cele pe care n-a reușit să le spună timp de luni de zile, în doar 5 minute? Își învinse tremurul mâinilor și încercă să fie cât mai calm posibil, străduindu-se să arate bine dispus. Ați ascultat un fragment din romanul Tema pentru acasă, de Nicolae Dabija, în lectura lui Nicolae Jelescu. La emisiune și-au dat concursul tinerii actori: Artem Oleacu, Veceslav Cebotari, Crina Popescu, Irina Vacarciuc, Iura Radu, Denis Margine, Viorica Prepeliță, Steluța Lupan și alții. Regia artistică, Olga Șveț. Redactor, Svetlana Sârbu.